a folosi cauciucuri de vară pe timpul iernii este aproape o sinucidere. Pe lângă faptul că șoferii care nu își echipează mașina cu anvelope de iarnă își pun viața în pericol, aceștia încalcă și legea cu privire la creșterea siguranței rutiere, intrată în vigoare încă din anul 2011. Șoferii trebuie să aibă mașinile dotate cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Dotarea mașinilor cu anvelope de iarnă este însă numai primul pas. Pe lângă acest lucru, șoferii trebuie să respecte un set de reguli cu privire la siguranța pe drumurile rutiere. Dacă nu văd un viraj, merg mai încet, pentru că s-ar putea ca în mijlocul lui să găsesc polei sau zăpadă. Dacă este ceață, să merg exact cât îmi permite gradul de vizibilitate al acesteia. Dacă este noapte, să corelez viteza cu întunericul. Șoferii profesioniști de la Napoca Railway Academy atrag în special atenția șoferilor care circulă pe autostrăzi pe timp de iarnă și le recomandă să respecte regulile de circulație adaptate la condițiile meteo. Limitele de viteză sunt niște limite superioare, nu înseamnă că neapărat trebuie să le atingem. Dacă pe jos este gheață și polen și eu am voie să merg cu 130, nu înseamnă că trebuie să merg cu 130 sau cu 129 km/h. Dacă este polei pe jos, poate să fie o autostradă cu 6 sau benzi. Tot trebuie să corelez viteza cu aderența mașinii. Deci asta trebuie să ținem cont. Conducătorii auto care nu respectă legislația în vigoare riscă amenzi între 810 și 1800 de lei și să rămână fără certificatul de înmatriculare.